din weekend și în același și așa, să fie o bună ziua și să fie și din partea aia, nu doar de la mine. Bună ziua! Bună ziua! Mă spuneți. Se mai poate o dată? Da. Bună ziua! Bună ziua! Super, mulțumesc mult! Acum 5 ani, un bun prieten al meu mi-a spus o poveste care cred că subliniază în mod ideal ideea de bază a acestui discurs. Și aș vrea să împărtășesc această poveste cu voi astăzi. Este povestea unui copil pe nume Alex. Alex era, când era mic, era tipul acela de băiețel, foarte drăgălaș, micuț, cu obrăjorii foarte bucălați și rotunzi și micuț și îndesat. Dar avea ceva special. Și acel lucru special este că, încă de mic, a avut niște capacități uluitoare. La vârsta de un an, el putea să vorbească fluent limba română. La doar 18 luni, memora primele poezii ale vieții sale. La vârsta de 3 ani, el putea să citească. La doar 4 ani, putea să facă calcule matematice și să scrie povești. Ce credeți că a urmat pentru Alex? Să meargă la școală. A urmat să meargă la școală. Ce se întâmplă când copii precum Alex se duc la școală? Sunt școlile pregătite pentru a-i permite să progreseze atât de repede? Nu. În România, de cele mai multe ori, răspunsul este nu. Se așteaptă de la Alex să stea cu mințele în bancă până când toți ceilalți copii învață lucrurile la care el este deja maestru. El plătește un preț destul de mare pentru adaptarea sa socială. Învață să fie mai puțin decât ar putea fi, să-și neglijeze talentele naturale și, în cele din urmă, se mulțumească cu capacități mult mai mici decât cele pe care le poate atinge. Cine este Alex și de ce v-am spus această poveste? Alex este chiar fostul meu coleg de bancă din liceu și aceasta este povestea pe care el mi-a spus-o. Și mai mult decât atât, eu cred că este povestea tipică a copilului supradotat din România. Acum mulți ani s-a făcut un studiu în Statele Unite și s-a descoperit că 2% din populația lumii este reprezentată de supradotați. Adică 2% din toți oamenii sunt supradotați. Cercetătorii britanici au vrut să vadă cât la sută din aceștia se ratează în viață. Și ce înseamnă că se ratează? Înseamnă că nu își ating potențialul. Înseamnă că nu devin acei oameni de succes care ei ar putea să devină. Nu contribuie în mod real la societate. Și cât credeți că se ratează din acești oameni supradotați? Cât la sută? Dați-mi un număr. 80%? 90%? Călcuți, dar nu e chiar atât? 100%. 70. Deci chiar așa, să nu fim pesimiști. 70. Mai răcoare, era 90%? Era călduț acolo? 95 fierbinte? 96. Și mai fierbinte? Nu? 97, bine. Yes? 97% se ratează. 97% din populația la nivel la Londra. S-a făcut în Marea Britanie. 97% din populația supradotată se ratează. Adică 3 din 100 de copii reușesc să contribuie. Ba mai mult, mă uitam la una din poveștile copiilor care au participat la acest studiu și unul dintre ei care era un matematician fabulos și a mers și la facultate acolo, devenise, ce credeți? Vânzător la McDonald's. Vânzătorul care știa să rezolve integrale și derivate în minte. Copiii, ba chiar mai mult decât atât, dar nu numai că nu reușesc să devină acei oameni de succes care ei ar putea fi, dar nici măcar o viață normală, mulți dintre ei nu reușesc. Adică, mulți dintre ei renunță la școală, devin cerșetori, devin delinvenți, sau, în cel mai rău caz, se sinucid. Din aceste motive, noi, cei de la Centrul Gifted Education, am făcut proiectul pentru primul centru independent dedicat copiilor cu abilități înalte. Un centru care să reprezinte
cea mai modernă instituție de educație, unde să avem cei mai talentați profesori, cea mai bună curiculă și cele mai bune tehnologii didactice implicate în dezvoltarea copiilor cu abilități înalte. Un centru pe care noi îl numim cu mândrie Centrul Gifted Education. Ce am reușit să facem până acum? În cei 3 ani de activitate, am reușit să testăm peste 1000 de copii, din care 400 dintre ei sunt cu abilități înalte. Și am făcut cursuri, cursuri extracurriculare, pentru 100 dintre ei. Cursuri de genul citire rapidă, gândire critică, public speaking, inteligență emoțională și multe, multe alte. Și decât să vă povestesc eu mai multe despre ele, mai bine vă las să vedeți unul dintre ele într-un scurt filmuleț pe care l-am pregătit pentru voi. Dăm de la început. Pe care le-am făcut la centru și sunt sute de astfel de cursuri. Unde vrem să ajungem cu acest centru? Care este viziunea noastră? Imaginați-vă o căsuță cu un etaj și mansardă care să fie undeva înconjurată de verdeață, cu pom, cu flori, cu legume și fructe plantate de copii, care să fie mereu înconjurată de copii, unii care se uită prin telescop, alții care se duc și citesc despre teoria relativității în hamac, alții care joacă șah, alții care își povestesc unii altora cum a fost la cursul de public speaking. Și la un moment dat sună clopoțelul și toți acești copii vin cu un maxim de bucurie și un maxim de entuziasm la cursul de inteligență emoțională. Este oare acesta doar un vis? Poate. Poate. Însă noi vrem să-l transformăm în realitate. Și putem reuși acest lucru cu ajutorul vostru. Dacă intrați la noi pe site, la www.giftidedu.org, veți avea pe prima pagină, aceasta e prima pagină, veți avea un buton mare, dreapta sus, care scrie vreau să ajut. Dacă veți intra pe această pagină, veți găsi toate modalitățile prin care ne puteți susține pe noi cei de la Centrul Gifted Education. Fie că este să cumpărați artă donată de artiști faimoși din întreaga Europa. Fie că este să completați formularul de 2%. Adică 2% din impozitul pe venit nu se mai duce la stat și va veni într-o cauză care chiar face ceva. Sau un centru care chiar face ceva. Fie că este să ne susțineți online, să puneți bannerul pe blogul sau site-ul vostru. Sau fie că este să deveniți voluntari, să ne ajutați cu partea administrativă sau în lucru direct cu copiii, ca asistent de trainer. Sunt atât de multe modalități și de un lucru sunt absolut sigur,
dacă veți intra pe site, cu siguranță veți găsi modalitatea cea mai potrivită resurselor și disponibilității voastre pentru a vă implica. În concluzie, aș vrea să vă las cu un ultim mesaj. Convingerea mea este că fiecare dintre voi aveți un potențial extraordinar. Da. Haideți să-i spunem altfel. Fiecare dintre voi aveți în voi un copil supradozat. Unii nu l-ați descoperit încă. Alții l-ați descoperit, dar încă nu l-ați pus în valoare. Și ceilalți l-ați descoperit, l-ați pus în valoare și puteți și mai mult. Eu cred că dacă vreți să vă descoperiți cu adevărat copilul supradotat din voi și să-l puneți cât mai mult în valoare, cea mai simplă formă este să oferiți acest lucru altora. Și va veni înțecit și înapoi. Vă mulțumesc mult!